Această emisiune vă este oferită de Lucrări Drumuri și Poduri, calitatea drumului tău, Elco Instalații Electrice, Complexul Flamingo, pentru că spațiul contează, Societatea Comercială Imobil Dan, Construcții și Închirieri Utilaje. Avem buget, cum îl gestionăm? Aceasta este tema emisiunii din această seară, doamnelor și domnilor. Bună seara și bun găsit, vă spune Cristian Berari. O nouă ediție a emisiunii Unde Adevărul. Intrăm în această seară în forță cu 2 ore de Unde Adevărul, pentru că avem 2 subiecte, sperăm noi și cred că sunteți în asentimentul meu, deosebit de importante. În primul rând, în prima oră, vom vorbi despre bugetul municipiului Bistrița. Este vorba de bugetul orașului, reședință de județ, un buget pe care sunt sigur că sunteți curioși cu toții să îl cheltuiți așa cum se cuvine. Mai exact, o să cheltuie banii cei de la primărie, executivul Consiliului Local, dar noi o să vedem rezultatele. Începem în această seară o dezbatere televizată cu o reprezentanță a primăriei municipiului Bistrița, prin care încercăm să vă arătăm cum se constituie bugetul municipiului Bistrița, care sunt sursele care îl constituie și mai ales cum este el proiectat, preconizat a se cheltui, pe ce criterii s-au făcut aceste propuneri. Și avem onoarea să îl salutăm pe primul edil al municipiului Bistrița, prezent, iată, în studioul nostru, domnul Ovidiu Teodor Crețu. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, domnule Cristian Berar! Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la ASTV! Bineînțeles că nu a venit singur în această seară, așa cum v-a obișnuit, și a venit însoțit de unul din profesioniștii de bază în cele ale economiei, în problemele economice din primărie. Este vorba de directorul economic al instituției. Îi spun să rămână și bun sosit în studioul ASTV, doamne Maria Albu. Bună seara și bine v-am găsit. Deci, pentru început, eu vreau să fac o precizare. În general, mass media, în general la televiziune, particip singur sau însoțit de politicieni, pentru că niciodată nu doresc să expun funcționarii publici din cadrul primăriei. Ei sunt apolitici și își fac treaba pe felia lor, însă bugetul municipiului este chiar o chestiune dificilă și am rugat-o pe doamna director Albu să mă însoțească, pentru că cu siguranță vor fi întrebări sau vor fi probleme care trebuie lămurite de specialist. De aceea am dorit să viu însoțit și vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Cu siguranță vom începe așadar să-l dezbatem. Timpul nu este foarte generos, avem doar 50 de minute la dispoziție și încercăm în aceste 50 de minute să dezbatem cât mai mult din acest buget. Prima întrebare ar fi: cum l-ați proiectat anul acesta, acest buget, acest mare cașcaval numit buget al municipiului, față de anul trecut? O raportare. Este el mai mare, este mai mic, este undeva tot pe acolo, domnule primar? Ca și sume, el este similar cu bugetul de anul trecut. Sunt diferențe relativ mici, pentru că veniturile care le avem din taxe și impozite sunt similare. Avem o creștere la taxe și impozite pentru persoane juridice, 5% față de anul trecut, în plus. Repet, nu noi le-am stabilit, nu Consiliul Local al Municipiului Bistrița, ci prin hotărâre de guvern a fost stabilit nivelul taxelor. Numai de aceea, la juridice? La fizice, numai la fizice. La fizice, în rest, deci 5%. Da, în rest, toate taxe și impozitele care au ținut de noi, le-am păstrat la același nivel cu cele din anul trecut. De aceea, veniturile în acest an sunt la 161.834.000 de lei, undeva similar cu ceea ce avem anul trecut. Cheltuielile le avem la 166.500.000 de lei. Apare aici o diferență și... Apar aici o diferență și mulți m-au întrebat: dom'le, este un buget dezechilibrat, cheltuiți mai mult decât adunați? Nu. Ne-am spus, veniturile sunt 161 de milioane. Până la nivelul cheltuielilor este o diferență de 4.666.000 care avem din fondul de rulment. Să sperăm că cele 3.566.666 nu sunt de rău augur. Ele, deci această cifră de 4.666.000 vine din anul trecut, de aceea nu le putem prinde ca venituri în 2010. Dar ele împreună fac exact 166.500.000,
bugetul pe anul 2010 a municipiului Bistrița. Să înțelegem, mă scuzați, cheltuieli de anul trecut de 4 milioane. Nu cheltuieli. Venituri. Că a spus că provin de anul trecut. Da, fondul de rulment se transmite an de an. Vă rog. Da. Să intrăm deja tehnic în economia bugetului. În urmare realizării bugetului anul trecut de aproape 98%, veniturile au fost mai mari decât cheltuielile anului 2009. Așa încât la finele anului a rămas un excedent, deci efectiv bani, în trezorerie, în contul primăriei, un plus de 4.666.000. Acela reprezintă fondul de rulment. Da, da, și are ca destinație, ca bloc, deci fondul exact, de rulment, are ca destinație investițiile ce urmează să se realiza în anul următor. Deci poate fi, nu ca la asociațiile de proprietari, deci la primării, investiții. Fondul de rulment poate fi folosit, dar numai da, pentru investiții. Numai pentru investiții. Deci și aici e strictă legea, nu poți să dai salarii din fondul de rulment. Sau în cazul deci, de față, de începând din anul acesta, se poate utiliza și pentru proiectele cu finanțare externă, indiferent de natura cheltuielii. Adică și pentru servicii și bunuri, nu numai pentru investiții. Am înțeles. Bun, și eu sper ca la sfârșitul anului 2010 să rămânem tot așa cu circa 4-5 milioane de lei în cont, pentru că un bun gospodar nu poate să încheie anul pe zero. Trebuie să ai o rezervă, îți pot apărea în ultima clipă niște cheltuieli, inclusiv probleme, de situații de urgență și atunci trebuie să ai niște bani cu care să poți interveni. E un lucru fericit când o primărie se poate lăuda cu 98% procentul de încasare a taxelor, am înțeles, da? Da. Deci asta este un procent extraordinar. Am creat și niște stimulente pentru cei care au întârziat să-și plătească. Este vorba de scutirea de penalități pentru cei care au venit să-și plătească și care au plătit și pentru anul următor. Atunci am reușit să facem recuperare. Pentru că timpul ne presează foarte mult, eu aș vrea, din punct de vedere al administratorului și discutând nu fix pe capitolele din buget, să spun că bugetul municipiului din anul 2010 și atunci când spunem buget, noi ne referim la proiect. Deci tot ce avem în etapa aceasta este un proiect de buget care va fi supus aprobării Consiliului Local în 2 martie. Până atunci sunt cifre care mai jonglează, dar este varianta administrativă a executivului cu care ne ducem în fața Consiliului Local. Am avut și astăzi o întâlnire cu consiliere, o ședință de comisie economică în care s-a făcut o primă lectură la modul general, deci nu în detaliu, dar vom avea mai multe. Și revin acum la caracteristicile principale ale bugetului pe 2010. Haideți să și arătăm la cameră acele caracteristici, dacă tot nu, caracteristici, poate să le preia, că până vom discuta pe așa, vă rog, acest document. Haideți să facem un cadrare și să arătăm și telespectatorilor în timp ce se face încadrarea. E în regulă, da? Bun, puteți să... Una din caracteristici și cea mai importantă este o influență importantă a fondurilor care ne vin pe proiectele depuse și pentru care am obținut finanțare în anul 2009 și începutul anului 2010. Sunt 5 proiecte care se referă la obiective din învățământ pe care le-am depus, le-am semnat ca finanțare. Deci aici finanțarea este clară și este vorba de 10,5 milioane de lei noi. Ceea ce înseamnă un aport important la investițiile care le avem. Deci, în afară de acestea, mai sunt încă 2 proiecte care așteptăm din clipă în clipă, în săptămâna următoare, să le semnăm și apoi undeva spre sfârșitul primăverii, Planul Integrat de Dezvoltare a Municipiului cu o sumă foarte consistentă de 23,9 milioane de euro. Sigur că nu vor intra